se părea va purta Anglia atunci când ați învins-o? Pe noi trebuia să, normal, trebuia să ne dea 11 metri și înainte. Deci am jucat prima repriză foarte bine cu Anglia, prima repriză foarte bine. Deci trebuia să o conduceți deja la pauză cu 1-2-0. Da. A fost un meci frumos, vă dați seama, 110.000 de spectatori la meciul ăla. Meci deosebit. Și mi-aș fi dorit să-l dau și pe al doilea gol din 11 metri, dar asta a fost de fapt. Mi-a luat-o mingea din mână. Poate fi considerat unul dintre cele mai bune momente din cariera noastră? Sigur, păi bineînțeles, sunt 3-4 meciuri unde pot să zic că într-adevăr am avut, da, am jucat bine și pentru palmaresul meu și așa că am fotbalist, pentru asta au fost meciuri, acolo în Germania vreo 2-3 meciuri și aici în România au fost meciuri bune pe care le-am făcut. Dar asta rămâne în istorie, nu? E un regret pentru dumneavoastră că n-ați avut ocazia să jucați la un mondial sau european cu România? Să arătați lumii? De ce? Da, bineînțeles, sigur că era... Nu numai eu, gândiți-vă că nici Dobrin nu a jucat, ca un mare fotbalist, nu? Nici el n-a avut șansa să joace la un campion mondial. Da, asta e. După aia, în 86, când a câștigat Steaua Cupa Campionului, nici atunci am vrut să mă ușor la meci, dar eram curs săptămâna și n-am putut să plec. Mai aș fi dat la meci să-i văd. A să mergeți la Sevilla, da. În 86, da. M-am bucurat foarte mult. Nici șansa n-am avut-o. Rămâneam, jucam și eu la meciul ăla. Luam Cupa Campionilor cu Steaua. Dar și avea un german, Bernd Schuster, Barcelona atunci, da? Da, da. Da, și cu el am jucat. Băiat super. Și ăsta, Bernd Schuster. Uitându-mă așa pe statistici, naționale au avut generații foarte bune și chiar și după Mexic au ratat așa la mustață calificări. Da, da. De... 74-78 cu acel meci cu Iugoslavia. Noi nu prea ieșeam afară, asta a fost singura problemă mare a noastră, pentru că nu prea ieșeam în afară, că mai jucam în cupele europene, nu? Cu Steaua sau... Dar așa nu prea jucam noi afară și sigur când jucai cu echipe puternice, strămurau chiloții. Nu? Dar aia să fie și mai tot timpul să joci cu Anglia, cu Olanda, cu Germania mai des. Noi jucam cu Polonia, cu DDR-ul, cu... Era nevoie de cantonamente. Și sigur că aveai frică și multă teamă și respect de echipele astea puternice. Asta era problema noastră. După aia vine Mircea Lucescu și începem să l-a scos mai des pe afară. Și aveam noi au jucători, într-adevăr, generație super de buni. Nu? Buni. Nu buni, foarte buni fotbaliști. Da. Da, eram fotbalist de stradă, pentru că eram fotbalist de stradă. Copiii ăștia unde să joace fotbal? Unde sunt maidane? Acolo am crescut noi. Ne-am făcut fotbal și oameni. Pe Maidan. Eu n-am fost la școală de fotbal înainte. Nu era școală de fotbal în timpul ăla. Deci acolo am învățat eu fotbal. Cu aia mari, cu aia mici, grași. Dar acolo te-ai călit. Nu? Adică ăștia copii, ăștia, bine, ăștia acum cu telefoane, cu tablete, cu astea, e altceva, altceva. N-au nici, nu știu ce e copilărie. Nu se duc cu sorcau, cu mosajunul, cu astea, cum era pe timpul, pe vremuri, nu? Se dea cu sanie, știi că astea? Făceam cazemate. Era viața, am avut o copilărie frumoasă de tot. Și mă bucur că am avut șansa să am o copilărie așa. Ăștia mici n-au nici copilărie. E păcat că nu-și fac timp pentru activități recreative, că e bun până la urmă și pentru minte și pentru corp. Da. Da. Bine, săracii n-au ce vine, asta este. Asta este. Așa sunt timpurile acum. În Germania nici acolo nu e tot același lucru și acolo. Numai că acolo, m-am spus, au aia mentalitatea lor de învingător și acolo se pune mult punctul pe disciplină, mult disciplină și voință și atitudine. Și de asta au nemții pe toate, le-au pe toate. Chiar poate să fie criză, nu știu ce, nemții le-au pe toate. Și ajută și pe alții. Apropo, l-ați înfruntat pe Johan Cruyff când era la Steaua, în cupa UEFA. Cum vi s-a părut atunci ca jucător Cruyff? Cu ce v-a impresionat în mod special? Numai pe mine, cred că pe toți. Și Liță, când am dat interviu, a spus că așa jucător. La meciul, primul meci când am jucat acolo, la 5-1, când ne-a dat pe la acolo, eram rezervă. Dacă n-am râs, eram pe bancă cu Ailini și cu Ion. Și nu mai puteam de râs ce le făcea la ăștia noștri. Și meciul retur m-a băgat și pe mine să-l țin așa, cât se poate să-l țipă. Dacă poți să-l țipă, Cruyff, n-aveai cum, imposibil, cu 5-5 nu puteai să-l ții, nu? Și la un moment dat, țipanea Emi de pe margine. Băi, Marcin, Enei, bă, Marcin, tu te uiți, mă, la Cruyff. Băi, mă întorc, la ce să mă uiți, la Smarandache?
Păi nu numai de la Lala, ce zic? Da. E, clar, mare, mare de tot, mare fotbalist. Și antrenor după aia. Se făcea o plăcere când, cum dirija el așa, du-te tu în colo, în colo, papa, și când o lua la fugă cu mingea la picior, ce să mai prins? L-am întors o dată pe Angelini, l-am întors pe Angelini odată când a sărit ăsta 6,80 m, record mondial, în groapa de risip. De, el avea și o vorbă, fotbalul e simplu, dar e greu să joci simplu. Da, 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 exact. Da. Sau unea Pișci Covaci când l-a antrenat acolo la Ajax. Da. Îl vedea că îi plac jocurile de noroc și cărți și astea și Pișci Covaci, în loc să-l certe, s-a băgat și el la joc și l-a bătut. Mare, mare, da, da, da. Știa cum să ia vedetele, cum să se poarte. Nea Pișci a fost mare, mare antrenor și a avut și echipă bună atunci. A luat tot ce a fost posibil, dar a avut și jucători. Cu Rep, cu Rensenbrink, cu toți ăia. Ce echipă avea, pătea pe toată lumea.